Rugăciune puternică pe care să o rostești pe 24 iunie, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. O mergătorule înainte al Domnului și botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu, de prorocii cei vechi, ai fost prorocit. Tu, după făgăduință și prorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău, prin cuvântul Arhanghelului Gavril, mai înainte s-a vestit. A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și ca o pasăre a cerului desăvârșit neagoniseală ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu perde de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului ai pregătit. Tu cu Duhul și cu puterea lui Ilie în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel prea vestit al preasfintei și de viață făcătoarei treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor l-ai mărturisit și cu degetul tău l-ai arătat pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Tu de către însuși Domnul, mai mult decât proroc ai fost mărturisit, și după născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie. Deci pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere în inimă și cu lacrimi, te rog pe tine, Dumnezeescule Ioane, prorocule, să-mi fii mie păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic ispăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum. Roagă pe prea milostivul Dumnezeu ca cu a sa nebiruită putere să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a sa milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul său, pentru rugăciunile preasfinte și preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, ca și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și prea puternicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin. Îți mulțumesc că ai rostit această rugăciune până la sfârșit și te îndrum să asculți în continuare și rugăciunea zilei de astăzi, ce este afișată pe ecran. Și fie ca fiecare rugăciune pe care o faci să-ți fie balsam sufletului, medicament trupului și să-ți lumineze Dumnezeu mintea la toți pașii pe care îi faci. Să ai o zi binecuvântată cu toate cele sfinte.